emoțiile ne copleșesc pe toți. Este o zi de mare bucurie pentru comunitatea noastră, 15 august 2023, marea sărbătoare de Hrama Ocrașului, când tradiția face ca în cadrul evenimentelor să ne reîntâlnim, să vă invităm pe dumneavoastră care cu cea mai mare emoție reprezentați modele de viață. Reprezentați tot ce este mai frumos pentru comunitatea care ați construit-o, pe care noi am găsit-o și sperăm ca și noi să o lăsăm mai departe. E o zi frumoasă, o zi cu soare, o zi de vară, orașul este plin încărcat de locuitori, de mulți turiști, de preacucernici părinți și ne-am gândit ca acest eveniment frumos, emoțional, de suflet să-i spunem, să-l facem în acest lăcaș de culp, în cea mai frumoasă sau una din cele mai frumoase biserici din oraș, Biserica Centrală, Adorbirea Maicii Domnului, a cărui hram astăzi s-a sărbătorit. Și nu pot decât cu emoții alături de respectabilii domni din Consiliul Local, colegele mele din administrația locală, din primărie, dumneavoastră, să petrecem câteva clipe frumoase, să ne reamintim ce s-a întâmplat acum 50 de ani, să noi ăștia mai tineri să trăim cu speranța că vor trece repede și vom ajunge și noi să luăm loc în aceste, pe aceste scaune. Și nu pot decât să vă mulțumesc în numele administrației locale, în numele orașului, premierului pe care îl conduc, să ne bucurăm cu toții. La mulți ani! Și pentru că trecerea primilor 50 de ani s-au făcut frumos, cu emoții, cu greutăți, cu provocări, cu așteptări, dar și cu frumuseți, haideți să nobilăm acest eveniment cu distinși părinți, preacucernici părinți din orașul Târgu Ocna, cu o slujbă de mulțumire. Mulțumim! Slavă Sfinte și cele de o ființă și de viață păcătoare și despărțitei trăim totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Să ne iartă fără de legile noastre,
Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purlea și în veșii veșilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-i nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci înțurvește de cel nimicat. Ca Ta este părăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace pe Sfânt și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea dată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință pe evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru cinstita preoțime ceatul Hristos, diaconime pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească în jertfenicul Său cel mai presus de cerul mulțumirea și rugăciunea noastră de acum a nevrednicilor Săi rog și cu îndurare să ne miluiască pe noi Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binefacerile pe care le-au primit de la El și caută mâie cu bun miros ca o ardere de tot. Bine primită să fie Lui Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor să rog și buna cerere și dorirea credincioșilor Săi spre bine să le plinească și ca o milostiv totdeauna să ne dăruiască binefaceri nouă și Sfintei Sale Biserici și întregului Său popor drept credincios, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Iubea Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita Stăpâna noastră, Dumnezeu, Născătoarea și Pururea, Fecioara Maria, cu toți Sfinții, să o pomeni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi încine și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Domnului Tău. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!
istisa Domnul către ucenicii săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va cere. De aceea zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați să vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru din cerul să vă ierte greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea cărui milă este nemăsurată și bine de oameni adânc neajunsă. La ta slavă, căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru toate binefacerile care au fost asupra robilor tăi acestora, care în urmă cu 50 de ani s-au însoțit unul cu altul. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi, și cu milostivire neîmplinită ale împlinit cererile, așa și de acum înainte vrednicește-i, a sporit într-o dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele, și într-o toate faptele cele bune și a dobândirii ale tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii robii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruiește-le pace și liniște. Și ne vrednicește pe toți totdeauna a grei și a cântație și celui fără de început al tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă. Slavă ție Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Slavă ție Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Prea Cucerice Părinte, binecuvintează. Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei a arătat nuntă cinstită, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preamurate sau ale Maicii, ale Sfinților slăviților și tuturor laudaților apostoli, ale Sfinților împărași și tocmai cu apostolii cinstiți, Constantin și mama sa Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Episcopul Iachim, dăruiește Doamne cele bune îndelungate, sporire în dreapta, propovăduirea cuvântului adevărului Tău și încărmuirea turmii cele cuvântătoare pe calea mântuirii și îl păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Conducătorilor țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor și viitoare de Hristos armate, dă-le, Doamne, zile bune îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și într-o toate bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință și păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. Vă fie viața numai lumină, ca pentru credință și mântuire.
aniversați la 50 de ani de împreună viețuire. Dă-le, Doamne, zile îndelungate cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sforire. Și păzește întru mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericit, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericit, să trăiți. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ucerniciile voastre, distinse domnule primar, stimați domn consilier, echipă administrativă din aparatul primăriei Târgovna, dragii noștri, în primul rând luați loc, pentru că, într-adevăr, este o zi în care trebuie să ne așezăm gândurile, sentimentele și trebuie să ne bucurăm că la acest mare praznic, bucuria este dublată de faptul că dumneavoastră sunteți în prim plan, prin sărbătorirea unui număr pe care de multe ori este greu să-l pui în statistică și atunci când treci de unul singur. Dar în minte când conviețuiești împreună și încerci să te modelezi, să te adaptezi și viața ta să devină viața celuilalt. Pentru că, de fapt, aceasta este taina căsătoriei. Taina căsătoriei se raportează la relația permanentă a credinciosului cu Hristos. Când viața noastră devine viața Lui și când viața Lui devine viața noastră, atunci ne asumăm în relația pe care Dumnezeu a binecuvântat-o, a fi numită strașnic familie, și bunele și mai puțin bunele, și momentele de bucurie și momentele delicate prin care trecem. Este un moment festiv și nu vreau să prelungim cuvântul nostru decât să vă aducem la cunoștință că inclusiv ieratul nostru, Părintele Arhiepiscop Ioachim, a transmis un gând de felicitare pentru dumneavoastră, fiind înștiințat cu acest prilej în care Biserica și-a sărbătorit hramul, hramul istoric a Doriei Maicii Domnului, dumneavoastră sunteți servați la 50 de ani de împreună viețuire. La un moment dat, în istorie, spunea Paul Vien, un istoric francez, viața trebuia să fie, sau istoria făcută din lucruri care trebuiau să fie la un moment dat altele. Poate, într-adevăr, viața dumneavoastră ar trebui să fie altă atunci în tinerețe, când poate a sfârșit timid în relația cu celălalt de lângă dumneavoastră, deși atunci căsătorile sau alianțele matrimoniale erau mult mai jos ca vârstă decât acum, când tinerii nu mai au parcă curajul, demnitatea și responsabilitatea să-și întemeze o familie. Pentru că familia nu înseamnă neapărat doar momente de prestigiu. Înseamnă să-l înțelegi pe celălalt în neputințele lui. De aceea Sfântul Apostol Pavel, în ceea ce numim noi imnul dragostei, în Epistola către Corinteni, a spus că dragostea nu cade niciodată. Dintre toate virtuțile unui om, care pot fi la un moment dat încercate de anumite ispite și anumite presiuni, dragostea este cea care nu trebuie să cadă niciodată. Și probabil dragostea v-a ținut în continuare aproape unul de celălalt, împărtășind valori, împărtășind responsabilități și încercând să cultivați în generațiile următoare. Copiii dumneavoastră, nepoții, de ce nu strănepoții la această vârstă, aceste lucruri pe care le-ați modelat, le-ați învățat și le-ați transmis mai departe ca moștenire. Din fața Sfântului Altar, cu cernicii preoți care reprezintă orașul stațiunii Târgovna, îl roagă pe Bunul Dumnezeu, cum s-a întâmplat și la acest moment, numit slujbă de mulțumire sau de deum de mulțumire, ca viața dumneavoastră să fie o paradigmă și o emblemă pentru cei care încă nu s-au decis, după cuvântul pe care îl citim în rugăciunea de la Taina Comuniei, că este bine să nu fie unul singur. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va însoți cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și acum, atenție, societate secularizată și pe care Dumnezeu i-a unit, omul să nu-i despartă. De aceea orice act juridic, notarial sau administrativ, cade în fața tainei. Dumneavoastră l-ați primit pe cel de lângă dumneavoastră sau să soție într-o taină, adică într-un lucru nedeslușit până la capăt și de nepătruns uneori cu mintea, decât cu sentimentele și cu aceste unduiri sufletești pe care dumneavoastră le-ați
aruncat unul către altul în mrejele vieții. Și cu siguranță, dacă la acest moment de bilanț sunteți tot împreună, taina căsătoriei rămâne încă validă și încă o certitudine și pentru generațiile viitoare. La mulți ani frumoși și binecuvântați! Amin! Mulțumim, dragucernici părinți! Emoțiile curg, că aici în sală sunt copiii dumneavoastră, sunt nepoții dumneavoastră, sunt strănepoții și atunci haideți să facem așa o paralelă în timp, 1973. 1973, nu știu cum a fost, eu aveam atunci un an, dar cred că dumneavoastră vă amintiți mult mai frumos despre anul acela, când, iată, 29 de cupluri sunt acum prezente aici, în acest eveniment. Cu siguranță sunt mult mai mulți care au pornit la același drum, dar poate vremurile, timpurile i-au făcut ca astăzi să nu fie prezenți aici. De aceea eu v-aș provoca, dacă din dumneavoastră vreți să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră de viață, din trăirile, din emoțiile, din ceea ce ați construit pentru familie, în primul rând, pentru comunitate, pentru oraș, pentru ceea ce ați reprezentat, ca să ne întoarcem puțin așa în timp și să ne regăsim, să vă regăsiți dumneavoastră, pentru că e o atmosferă așa de sărbătoare și de emoție. Cine îndrăznește? Timis ca la început. Eu cred că sunt și cineva, uite, deja cineva se pregătește. Un distins domn, domnul Alexandru. Preacucerești părinți, domnule primar, domnilor consilieri, pot să-mi stăpânesc puțin emoțiile, pentru că nu totdeauna sunt un bun orator. Și faptul că nu sunt orator, am fost pregătit în tehnică, nu în partea de, haideți să spunem, lingvistică și tot felul de... Preferam să nu ies în față, pentru că emoțiile sunt foarte puternice. Anul 73 a fost un an pentru foarte mulți dintre noi, destul de dificil, pentru că atunci se lucra foarte mult în comparație cu ceea ce se lucrează acum. Deci nu e efortul fizic, partea de serviciu, partea de transport erau destul de, hai să zicem, nu puse la punct cum erau, cum sunt acum. Se lucrează de acasă. Noi făceam naveta cu trenul, marea majoritate dintre dumneavoastră știți foarte bine, erau 7 vagoane dimineața, care dacă nu te urcai bine la Salina, la Târgocna nu mai aveai loc în Gara Mare. Eu povestesc pentru că acolo, de acolo făceam navete spre Onești. Și timpul studiilor și după aceea o perioadă mică, pentru noi a fost foarte dificil. În primul rând, atunci se asigurau apartamente, dar după o anumită perioadă. Trebuia să stai cu părinții, trebuia să-ți găsești un rost în viață și rostul ăla se spune că studiile aranjează pe fiecare. Nu totdeauna studiile aranjat pe noi. Noi am avut parte de muncă în combinatul chimic, atunci se dezvolta în termocentrală și vă spun banalități scoate. Cei mai tineri așa ne solicită. Să spunem cum erau timpurile atunci. Noi atunci munceam într-un fel. Și acum se muncește foarte bine, dar în alte condiții. Foarte bine și mă înclin la ceea ce a spus Părintele Silviu. Dânsul a pus exact chintesența familiei. Noi, când ne-am căsătorit, am știut să ne alegem consoarta sau consortul, așa cum am înțeles noi. Și uitați, după 50 de ani, suntem toți uniți, poate mai cu mai multe beteșuguri. Dar așa e viața. Nu putem să ne menținem așa cum eram la 23 de ani când ne-am căsătorit. Sau 21 de ani, depinde. Acum domnul primar și spunea că se înaintează în vârstă cu căsătoriile.
E fiecare generație e cu vrerea dânșilor, vor să-și întemeieze o familie, văd că mulți nu-și întocmesc actele, chiar dacă actul se spune că nu întrunește condiția necesară ca să fii lângă dreapta ta pe cineva. Nu. Pentru mine a contat foarte mult. În primul rând, când m-am căsătorit, am știut amândoi să lucrăm și după aceea să ne încercăm să ne cunoaștem. În primii ani a fost mai dificil pentru că trebuia să știi ce solicită celălalt de lângă tine, ce vrere are dânsa sau dânsul și a fost mai greu. După aceea, foarte bine, un diplomat, că așa se spune, în căsătorie, trebuie să fii un bun diplomat. Lăsăm pe cei care ne reprezintă țara. Ei sunt pregătiți. Noi ne-am pregătit la locul de muncă, cum ar veni. Și pregătirea aceasta, dacă nu ești bine diplomat și celălalt de lângă tine, este puțin agitat, are o problemă de serviciu, are o problemă de sănătate. Dacă nu înțelegi, nu poți să treci peste anumite evenimente din viață care sunt inerente. Nu totdeauna totul merge rost. Dar bună diplomație între noi a contat foarte mult să ajungem la această vârstă. Chiar dacă locurile sunt așa cum sunt în viață, noi am trecut și pe o rânduire veche și pe asta la altă nouă. Am înțeles într-un fel sau altul care a fost evoluția societății. Societatea noastră și-a schimbat idealurile. Eu nu sunt încă, hai să spun așa, cred. Am fost învățat ca un om de stânga. La 18 ani am intrat în ceea ce se spune că politică. Politica noastră a fost cel să muncim, să ne vedem de treabă acolo și să nu ne uităm și peste gard. Nu știu dacă ceilalți care acum lucrează afară au lucrat sau, hai să zic, că au muncit mai mult decât ce am muncit noi. Poate pe mulți îi vor avantaja situația aceasta, dar pe mine, eu m-am pregătit, baza mea a fost dincolo. Și am trebuit să știu să fiu corect la servici, să mă duc acolo unde trebuie, unde mi s-a spus, pentru că contează foarte mult aspectul ăsta. Ordinea și disciplina, chiar dacă nu suntem în armată, în activitate, cred că sunteți în asentimentul meu, toți am reușit să învățăm, mai ales suntem, marea majoritate dintre noi suntem la vârsta pensionării, cred că acolo la servici am fost foarte ordonați, de aceea am și ajuns să nu fim stresați, să nu fim bolnavi, pentru că stresul și faptul că la servici ai destule probleme și nu le poți rezolva, nu te face să ajungi la 75 de ani. Marea majoritate dintre noi suntem aici. Ce să împărtăși? Mai pune și eu. Mai pune. Mai e încă cineva care îl știu foarte bine, pe domnul Cristea, care are 77 de ani ca și dumneavoastră. Mulțumim frumos pentru faptul că m-ați lăsat să... Un rând de aplauze. Vă mulțumim, dragii noștri părinți și bunici. Vreau să concluzionez cu un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: dragostea este bucuria de a face celui de lângă tine bucurii. Și atâta timp cât învățăm să facem bucurii celui de lângă noi, ne manifestăm dragostea. Cred că numai așa ați reușit să ajungeți astăzi în biserică, să serbați împreună cu noi acești 50 de ani. Să fiți binecuvântați! Dacă mai dorește cineva să ne transmită un domn care a făcut istorie și face istorie, stimați auditoriu,
Să-ți sărbătorim astăzi 50 de ani de istorie. O istorie buciumată. O istorie a unor evenimente pe care le-am petrecut împreună. Am avut satisfacții, am avut împliniri, am avut și insatisfacții, aceasta ca urmare a vremurilor pe care în această perioadă le-am trăit. Aș vrea să remarc că totul a fost și am copiat, aș spune, două sisteme, dar în această perioadă munca a fost pe primul loc, concomitent cu învățătura, și aceasta ne-a condus la rezultatele pe care astăzi suntem mândri să le prezentăm. Spun 50 de ani de istorie, pentru că au fost ani și sunt ani prin care putem să demonstrăm generațiilor viitoare să înțeleagă că numai familia este nucleul unei societăți. Au existat și mai există teorii în afara familiei și cred că cei prezenți nu acceptă așa ceva. Avem o experiență de an și an. Prezent. Prezentul este cel care îl cunoaștem la ora actuală. Suntem prezenți aici, o masă de oameni care au venit la acest eveniment deosebit de important, odată la 50 de ani, poate pentru unii odată la 75 și pentru alții odată la 100 de ani, să dea Dumnezeu. Viitorul este cel care îl creăm noi. Deci noi va trebui să ne orientăm spre generațiile viitoare și să învețe din întâlnirea pe care astăzi primăria Consiliului Local a organizat-o într-un mod deosebit de important. Aș vrea să spun că faptul că există o unitate primărie, Consiliul Local, organele bisericești, este un lucru de mare interes, care ar trebui menținut și condus în viitor pentru societatea noastră. Nu vreau să vă rețin. Aș dori să mulțumesc și celorlalți care au sărbătorit 50 de ani, multă sănătate, multă fericire și satisfacție în îndeplinirea dorințelor. Vă mulțumesc! Ne-am dorit ca și domnul director, vecinul meu, domnul Ștefan, să ne transmită ceva, pentru că pe lângă faptul că a construit o familie, a construit și o instituție, o întreprindere pe care orașul s-a mândrit și s-a dezvoltat. Emoția care mă cuprinde este prin faptul că acum 50 de ani, în această sfântă biserică, a fost slujba căsătoriei noastre religioase. Ceea ce vreau să spun este că sunt de 53 de ani în orașul Târgu-Bocnean, Focșăneam fiind pe rog, dar vreau să vă spun că este o zonă splendidă pe care ar trebui să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a lăsat-o și ar trebui să știm să o gospodărim așa cum trebuie. E păcat, e mare păcat că acest... Eu așa încă nu-i spun un complet oraș turistic. Deci acest oraș ar putea să devină și mai turistic decât este dacă cei care conduc destinele urbei noastre ar face ceva care să atragă lumea cât mai mult în această zonă. Și aș vrea domnului primar să o ia ca un sfat. Niciodată Târgu Bocnean nu o să fie cu adevărat turistic dacă nu o să reușim să abatem tot transportul ăsta greu din centrul orașului
pe o rută ocolitoare, ceea ce cred eu, părerea mea, pentru că am făcut destule proiecte și în viață și, și pentru oraș, s-au realizat multe chestii, se poate face un proiect extraordinar de bun, cât de greu ar fi, cu fonduri europene și să facă o șosea de centura orașului, ca să nu mai vadă turistul când vine în Târgu Ocna, ci remorci pline cu lemne, cisterne sau tiruri și altceva, pentru că nu se poate, așa ceva nu există în turism. Și i-aș recomanda domnului primar să pună o taxă la intrarea în oraș și dinspre Onești de astea, pentru tot transportul care depășește 8 tone, pentru că strică șoseaua pe care o mai avem și noi în Târgu Ocna, ca să se gândească și aia, că ne uităm cu șale, lemnele noastre, drept la deal, la vale, din pădurile noastre și trec chiar în centru orașului stațiune Târgu Ocna. Da, pe vremea aceea, înainte de 90, s-au făcut multe lucruri cu greutățile care erau atunci pentru orașul Târgu Ocna și iar mândria mea cea mai mare este realizarea acestei baze de tratament hotelului, la care am pus și eu un număr, la introducerea gazelor în orașul Târgu Ocna și au mai fost și alte probleme rezolvate pe vremea aceea cu mare greutate. Cu mare greutate, pentru că așa era sistemul. Dar astăzi, când avem la dispoziție tot felul de specialiști și tot felul de posibilități și astea, am putea să facem mult mai multe pentru oraș. Eu vreau să felicit pe toți cei care sunt prezenți aici, pe toți cei care au împlinit această frumoasă vârstă a căsătoriei de 50 de ani și să le doresc la toată lumea de aici sănătate. Vă rog să-mi scuzați emoțiile. Și acum să, pentru că emoțiile încă sunt puternice, dar eu cred că trebuie să trecem și la partea următoare, când noi, administrația locală, Consiliul Local, colegii mei din primărie, ne-am gândit ca mărturia acestui eveniment să primiți în dar un simbol format dintr-un certificat, un certificat pe care noi l-am intitulat Certificatul Munții de Aur și, la fel ca și provocare, un distins domn profesor din Târgu Ocna, domnul profesor Corneliu Stoica, a editat o carte care se numește Târgul Anilor Romantici și pe care noi ne-am gândit să vă oferim pentru că e o colecție de imagini care cu siguranță o să vă provoace și mai mult pentru că le-ați regăsit în fiecare etapă a vieții dumneavoastră. Certificatul o să-l nominalizăm ca acordarea unei familii la împlinirea celor 50 de ani de căsătorie și noi am trecut aici un simbol prin care vă felicităm pentru răbdarea și înțelepciunea de care ați dat dovadă timp de 50 de ani. Modelul dumneavoastră de viață, de cuplu, este un demn pentru fiecare dintre noi. August 2023. La mulți ani! Și ne-am gândit ca, pentru că să nu existe nicio ordine, nicio ierarhie, niciun fel de a vă invita să primiți acest mic simbol, ne-am gândit ca să oferim acest simbol în ordinea în care dumneavoastră a spus da, pornind de la luna ianuarie 1973 și trecând așa prin tot anul. Și de aceea, în ianuarie, gheața a spart-o, probabil atunci era cu gheață multă, cu frig, cu iarnă, familia Maria și Nicolae Matei. Îi invităm aici alături de noi. Sunt aici? Haideți, vă invităm. Maria și Nicolae Matei. Haideți, vă așteptăm aici cu noi. Poftiți. Încerc. La mulți ani! Să rămână și la mulți ani! Noi vă oferim acest certificat pe care să-l păstrați, să-l puneți acolo lângă familie, în această carte. Și în simbol cu o floare pe care să o puneți acolo. Și haideți să rămână cu toții să facem și o poză ca și mărturie în timp. Să pupi mine asta. Mai
Aplauze, merită. Ați pregătit orezul? Vă mulțumim cu o dată. Să continuăm cu familia Ecaterina și Sandul Ciobanu. Felicitări și la mulți ani! Invităm pe doamna Alexandrina Elena și Mihai Mircea Ștefan. Acasă prin secretaria de la instituție. Plus că după tradiție, din câte știu, mai serveam și un pahar cu șampanie. La mulți ani încă o dată. Invităm aici alături de noi pe doamna Maria și Mihai Bălan. Părinte Cătălin, urmează. Invităm familia Anica și Constantin Poroșnicu. Știm că distinsa doamnă cu câteva probleme de sănătate n-a putut fi alături de noi, dar cu siguranță pe canalele de socializare și pe ce înseamnă transmisii de live e aici cu noi și împreună. Da. Doamna Maria și Alexandru Ghibinic. Thank you.
Invităm pe doamna Maria și Grigore Tudoreanu. Geta și Eugen Ardeleanu. Aici pe doamna Viorica și Gheorghe Chelaru. Maria și Dumitru Turcu.
mulți ani. La mulți ani. Vă bucurați de familie și de toți cei dragi. Invităm pe doamna Elena și Ion Stănică. A fugit bine. Îl așteptăm. Atunci mai amânăm puțin moment. A, uitați, bine, repede. Chiar la urmă sunt vârstii. Cineva să-ți spune mirea sa. Invităm pe doamna Georgeta și Constantin Bucur Grosu. Invităm pe doamna Cornelia și Ștefan Ilie. Părintele Vasile. Invităm pe doamna Safta și Vasile Bălan. La mulți ani și bucurii încă o dată. Și să știți că eu mereu am transport, eu am văzut cine semnează, ca și la mine acasă, să știe cine administrează banii. Doamnele! Probabil ăsta o fi secretul, cine știe. Invităm aici pe doamna Maria și Vasile Praja. Thank you.
Pune floarea jos. Mulțumim și la mulți ani. Invităm acum, deja s-au pregătit, doamna Dorina și Ionel Matei. Invităm pe doamna Lenuța și Ioan Arta. Thank you.
Invităm pe George să vină mai aproape să le facă o poză părinților. Thank you.
invităm pe doamna Emilia și Mihai Constantin. La primărie. La primărie. La mulți ani. Tot ce este mai frumos. Bucurii. Și la mulți ani. Invităm alături de noi pe doamna Georgeta și pe Nonie Bucur. Și la mulți ani. Invităm pe doamna Valenica și un rață. A 11-a 1973, doamna Ileana și Ian Cubălan. La mulți ani! Familie noastră, pentru toți cei dragi, să petreceți, să fiți modele de viață în continuare și noi să ne inspirăm de la dumneavoastră. La mulți ani! Și
Dacă sunteți de acord, am vrea să mai cântăm o dată împreună la mulți ani. Corect. La mulți ani cu sănătate să vă ia. Cu toți. Liniște, că nu ne grăbim, ieșim să facem cu toții o poză și apoi, dacă mai aveți energie, vă așteptăm ca aici, peste câțiva metri, să petrecem împreună, să ne bucurăm de câteva ore cu muzica adevărată, un concert de muzică folk. La mulți ani!